Cât de adevărate versurile cântării ce am auzit -o, așa de frumos cântată, că Dumnezeu și-a arătat iubirea, noi am simțit-o și apoi am simțit adăpost, la depostul dreptei sale, slăvit să-i fie numele. Voi rămâne la acest sal minunat care a fost citit, citit în auzul urechilor noastre și voi reciti primele versete. Salmul 25, la tine, Doamne, îmi sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, și de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă că Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna în nădejdea mea. Amin. Amen. Iubiți frate și surori, acest psalm mă duce cu gândul la evenimentele care s-au petrecut recent în familia mea. Încă sunt marcat de aceste lucruri și încă meditez la viața Tatălui meu. De aceea îmi mi să fac o conexie, cu acel psalm care a fost citit. Și dacă ne amintim din paginile Sfintelor Scripturii, mulți oameni al lui Dumnezeu s-au identificat ei înșiși, ca fiind Dumnezeu însuși să-i identifice ca fiind Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Deci oamenii au cunoscut pe Dumnezeu ca Dumnezeu părinților lor, oare cumva și noi, cei care am avut harul de a ne naște în familii de părinți credincioși, cum a fost mama mea și tatăl meu și cum au fost părinții unora dintre voi, ne putem identifica ca a fost Dumnezeu părinților noștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, dar și Dumnezeu părinților noștri, slăvit să fie numele. De aceea, acești sfinți au scris despre părinții lor și ne-a rămas ca învățătură despre credința lor minunată. La tine, Doamne, îmi nalt sufletul, în tine Dumnezeule, mă încred ca să nu fiu dat de reușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. L-am întrebat pe tatăl meu, pe sfârșit, când, când era în, în pat de spital și am zis, tată, care este scopul vieții tale? Încă mai ai zile, nu se știe cât, dar mai trăiești și ne bucurăm de aceasta. Și el mi-a spus, scopul trăirii mele este ca să fiu pe plac Domnului, să nu-l supăr pe Domnului, ci să fiu pe plac Domnului meu Isus. Și a fost pe plac Domnului Isus. Știți de ce? La un moment dat, în suferința lui, în patul de spital, m-am gândit așa că Tatăl meu seamănă tot mai mult cu Domnul Isus. Apostolul Pavel zicea, vreau ca să ia cine, Hristos, chip în voi. Și noi uneori ne gândim, da, vrem să ia Hristos chip în noi, dar oare cum ia Hristos chip în noi în zilele de sărbătoare? Am avut în urmă cu doar aproximativ o lună sărbătoare așa frumoasă aici. Da, și așa ia Hristos chip în noi, căci ne-am bucurat, am exultat de bucurie și pe cine altul nu l-am înălțat, dacă nu pe Isus, regele nostru, slăvit să fie numele, dacă nu pe Dumnezeu și dacă nu prin Duhul Sfânt, da, așa a fost. A luat Hristos chip în noi și acele momente, căci Domnul Iisus s-a bucurat cu ucenicii Lui, cu apostolii, cu prietenului, s-a bucurat. A fost la nuntă, la nunta din Ghana, a jubilat și El acolo, cum a jubilat și noi la Marea Noastră Sărbătoare. Dar mai mult decât atât, Hristos ia chipul în noi în momentele când trecem prin boală și suferință și îngrijind și mângâind pe tatăl meu cu ceea ce am putut eu, mi-aș fi dat inima pentru el, dar n-am putut să fac prea mult, dar totuși îngrijind de el, părea că seamănă tot mai mult cu Domnul Isus și că îl îngrijesc pe Domnul Isus. Uneori așa ia Hristos chipul noi când suferim, când suntem aproape să murim și când murim cu El. Parcă este dureros, dar este o realitate. Cum s-a numit El? Om al durerii și al suferinței, a spus despre Domnul Iisus. Și uneori nu vrem să fim așa-i tineri, nu vrem să fim oameni ai durerii și ai suferinței, nici noi cei mai maturi, nici noi n-am vrea să fim oameni ai suferinței, dar afirmăm că vrem să ia Hristos chipul noi și Domnul găsește anumite prilejuri în care El ia chipul noi și ne desăvârșește și ne aduce tot mai aproape de El, pentru că voia Lui este ca într-adevăr să fim plăcuți Lui și să ia Hristos chip în noi. Slăviți-i Fie Numele, ne plecăm să meriți la deciziile pe care le ia în dreptul nostru și slăvim Numele, chiar și în momente ca acestea. Tatăl meu a fost protejat de Dumnezeu și s-a încrezut de Dumnezeu încă din copilărie. A rămas fără tată de foarte frage de vârstă, pe la vârsta de de foarte frage de vârstă a rămas fără tată. Și a crescut cu mama lui, Froțiorul lui, de aceeași mamă a murit foarte tinerel. Și totuși, în mintea și în ființa lui s-a născut o credință și nu cunoștea el credința adevărată, dar a auzit pe un vecin la care îi spunea Badea Mihail Rusu, care mai târziu l-a cunoscut a fi fratele Rusu din Turda, cel care avea, avea să fie vecinul lui și care a avut mulți copii și pe care poate unii îi cunoaște. Acesta cânta frumos și fiindcă tata era îndrăgostit de muzică și cânta în strană la biserica ortodoxă încă de copilandru, a zis așa: nu știu ce, dar mi se pare că asta e credința adevărată a lui Badea Mihailă, că din cântările lui, cum merge el cântând în car, prin sat, așa, de răsună văile, răsună ceva special, o încărcare din Duhul lui Dumnezeu. Și era în anii 44 când războiul bântuia vigilios peste această zonă și peste satul Tureni, unde era el și tatăl meu a făcut o juruință, el și Dumnezeu și-a zis, dacă Dumnezeu m-a păzit de această groaznică vigilea războiului, atunci mă voi face și eu credincios ca și badea Mihaela Rusu. Acesta a fost jurământul care l-a făcut față Dumnezeu și de aici încolo a încercat să pătrunde el cât mai mult despre Dumnezeu și să vorbească oamenii. Și într-o zi, în timp ce războiul vigia și tunurile trăgeau deasupra, a întâlnit un vecin și a discutat cu el. Era în vârstă acel om, era om în vârstă. Și a spus de focul din inima lui, ca să fie și el credincios ca badea mii el, Acest om l-a respins. Și într-un mod destul de violent. Și tata și-a luat binețe și a plecat trist. Când a ajuns cam la 100-150 de metri, s-a auzit din nou un vâjit un proiectil pe capetelor cap -ul, cap 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 lor. Și acel proiectil a ajuns exact în locul unde discutase înainte. Și acel om a trecut la cele veșnice într-o secundă neîmpăcat cu Dumnezeu. Acest lucru a fost tragic, dar el a întărit credința tatălui meu ca să se țină de promisiune că și-a văzut cum se sfârșește viața om într-o într clipă. Apoi a urmat să fie luat prizonier, odată cu mulți civili care au fost luați din satul lui și dus departe pe fronturi până spre Germania, până în Germania. Erau retezați copaci pe care zece bărbați nu puteau să cuprindă tulpina lor. Erau retezați cum retează secerea sau cuțitul un pai. Așa erau retezați copaci în jurul lor. Și tatăl meu n-a avut o zgârietură hainele erau ciuruite de gloanțe, de el nu s-a atins. Este adevărat cuvântul acesta, la tine, Doamne, în înalți sufletul, ca să nu se bucure vrășmașul. Este adevărat că în viața tatălui meu a simțit protecția lui Dumnezeu. A simțit protecția lui Dumnezeu. Și când s-a întors acasă, tatăl meu s-a ținut de promisiune a căutat pe badea Mihailorusu, Rusu, a căutat pe frații din Turda și acolo și-a predat viața Domnului, s botezat și a venit, devenit un creștin minunat, care a, care a trăit o viață deosebită. Dar lucrul acesta a continuat, protecția lui Dumnezeu a continuat în, în viața tatălui meu, într-o anumită circumstanță trecea într-un schimb de noapte prin dreptul unei mașini care tensiona cabluri de oțel care aveau să fie înglobate în construcții industriale gigantice și erau întinse la zeci și sute de tone forță acele cabluri. Trecând pe, acea, pe lângă acea mașină uriașă, au de un glas, oprește-te și pășește înapoi. S-a oprit, s-a dat un pas înapoi și în acel minut au explodat acele cabluri de oțel și s-au zvârcolit ca niște săbii de oțel în jur, dacă era în dreptul lor, l-ar fi tăiat în bucăți. Dar Dumnezeu l-a protejat. S-a uitat în jur să vadă cine, cine l-a ferit, cui să-i mulțumească. Și n-a fost nimeni. Și atunci a realizat că a fost vocea Domnului, glorie în lui Său, care l-a păzit. protecția și paza omului Dumnezeu a fost în viața Lui, slăvit să fie numele, tot astfel și în viața noastră tot astfel Dumnezeu lucrează, El ne păzește, El ne protejează, Îngerul tău, Îngerul lui păzitor tăbărăște în jurul celor ce se de El. De ce? Să-i scape din primejdie. Iată cum protejează Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui și eu am simțit protecția Lui și voi ați simțit. Tatăl meu s-a bucurat de protecția Lui Dumnezeu, Tatăl meu n-a fost dat de rușine în fața vrășumașilor Lui, i-a proclamat numele peste tot. Și apoi, în familie, când a fost o problemă în familie, prima instanță la care a alergat tatăl meu a fost Dumnezeu. Cel ce vă vorbește era copil mic, foarte mic, și își aduce aminte cu precizie amintiri de la vârsta de 2 ani și de la vârsta de un an. Și în această perioadă, între un an și doi ani de zile, o boală puternică a atins pe fiul lor întâi născut. Și atunci s-a consultat mama și cu tata ce să facem. Doctorii în vremea aceea erau rari, medicamentele puține, temperatura creștea, era emergență, dar nu puteau să cheme emergența. Dar totuși au apelat emergență la Domnul Isus, slăvit să fie numele despre care am auzit cântând așa de frumos. Și atunci au respectat voința copilașului, și au zis, mama și tata, Cornel, crezi că Domnul Iisus te vinde că vrei să ne rugăm? Și copilașul a zis, da, și într-un moment a fost pe genunchi, a durat rugăciunea minute cât a durat, și după aceea copilașul care s-a plecat pe genunchi bolnav, cu temperatură mare, cu frisoane și aiureli, s-a trezit de pe genunchi vindecat slăvițe fie numele Domnului. N-a mai fost nevoie de doctor, că doctorul Isus a fost prezent în casă, glorie în numele Său, după cuvântul Domnului care spune că prin ce suntem tămăduiți? Prin ranele Lui suntem tămăduiți, să vi să fie Domnul și Mântuitorul nostru. Iubiți frați și surori, El este Cel, ne cel ce ne protejează, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Iubiți frați și surori, El este Cel care le vindecă de toate bolile noastre, dacă ar fi de natură emoțională, dacă ar fi de natură mentală, dacă ar fi de natură spirituală, dacă ar fi de natură fizică. El este, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dumnezeu ne protejează și Dumnezeu ne vindecă, slăvit să fie în numele Lui în veci.